este o încercare de a contura, dacă vreți, întrebările posibile. Nu suntem în etapa de cercetare în care putem să ducem, nu cred că se poate acest lucru, răspunsuri definitive la această problemă atât de delicată. În prezentarea pe care vă propun, am să merg mai mult pe o reprezentare diacronică a modului în care problema aceasta, controversa Pascaliei, a fost reflectată, așa cum am spus, în cele două mari ziare de anvergură, da, cotidienele, Cuvântul și Curentul. Mi-a plecat suportul tehnic. Da. Am apelat, o să vedeți în prezentarea mea, care nu o să fie la fel de încântătoare din punct de vedere vizual, nu o să avem deloc fotografii, vom avea în schimb foarte multe citate. Deci aceasta pentru că mi-am permis încă de la începutul prezentării conferinței noastre să spun că demersul nostru de cercetare se revendică de la principiul onestității intelectuale, responsabilității intelectuale și atunci, tocmai pentru că tema este dedicată, o prezint prin foarte multe citate. De altfel, așa se și numește prezentarea mea, Dosarul Pascaliei, reconstituit din arena publicistică imperberică. Cum spuneam, timpul nu ne-a permis să focalizăm decât pe aceste două ziare, Curentul și Cuvântul. Cuprinsul. Scurte considerații asupra stadiului actual al cercetării privind proiectul interveric al schimbării, al îndreptării datei Pascaliei, dileme și prezumții în cercetarea temei, o receptare diacronică, cum spuneam, a controversei Pascaliei în ziarele Cuvântul și Curentul, temeiul scripturistice și papistice versus considerentele științifice din dezbaterea din publicistica interverică, polifonia strategiilor argumentative, aspecte teologice ale dezbaterii și, sigur, câteva reflexii de final, le-am denumit eu în loc de epilog. Controversa de anvergură, da, cu ample reacții din arena publicistică interverică, legate de proiectul schimbării Pascaliei din anii 1928-1929, din păcate, nu a constituit subiectul unor cercetări de anvergură, lucru pe care l-ați auzit deja cu profesionalism remarcată și de colegul meu, de domnul lector universitar, de dr. Ionuț Butoi. Da, o excepție este lucrarea domnului Constantin Mihai din 2014, Biserica și Liberele Intelectuale Interverice. Problema care a atras atenția, din păcate, vedeți, tot lucrurile care conștientizează, dacă vreți, aspectele problematice, scandalurile, ca să le mai denumim astfel, a atras și acum atenția, nu? În ziarele noastre, subiectele de această natură, a fost îndreptarea calendarului din România Mare, a fost tratată mai ales, am spus eu, prin raportarea la mișcarea stilistă. Aici, pe mișcarea stilistă, găsim lucrări de specialitate, da, de încărțură, interpretate așa cum le-a prezentat deja colegul meu, pentru că timpul s-a prelungit, voi trece peste acest aspect, dar nu înainte de a spune care sunt riscurile generate de această insuficientă cunoaștere a temei. Pe termen scurt, pe că le cunoaștem cu toți, care sunt riscurile. Derapajul dezbaterii, da, care vedem, este de o permanentă actualitate, în emoțional, în superficial. Pe termen lung, generarea unor noi fenomene schismatice. Am amintit deja ce s-a întâmplat când, ia uite, insuficienta cunoaștere a generat schisma vechiului calendar stiliștii. Dileme. Le-am spus deja, dar cercetarea tabloului publicistic interverice. Mai mult, abordarea temei Pascaliei din perspectiva dezideratului, subliniem, legitim, oricărui creștin, unitatea de credință. Ei, acestea sunt teme care stârnesc pasiuni. Au stârnit și vor stârni și de acum înainte. Nu este ușor nici să situez periodicele din peisajul publicistic al României interverice. Să inventariez numărul mare, implicit heterogen al strategiilor argumentative abordate de director, de colaboratori, de redactori, da, din cele două publicații.
Și, așa cum am spus, a ne limita doar la aceste două publicații înseamnă a prezenta fracturat, fragmentat. Scutarea liniilor evolutive ale dezbaterii în arena publicistică și identificarea poziției editoriale față de imperativele doctrinelor politice ale vremii, atenție, subliniem, imperativele vremii versus valorile perene ale teologiei ortodoxe. Că despre asta este vorba, așa cum foarte frumos a subliniat și Părintele Decan. Când vorbim despre teologie, trebuie să avem alte instrumente, trebuie mai multă precauție. Da? Așa cum am prezentat deja, prezumția nepătimii este firul roșu al cercetării noastre. Pentru a simplifica, pentru a face acest material, credeți-mă, extrem de vast, mai ușor de înțeles și de prezentat, am structurat în etape. O primă etapă a confuziilor și ezitărilor. Vedeți că este trecut acolo 14 mai. Ce s-a întâmplat la 14 mai? Păi nici mai mult, nici mai puțin decât Sfântul Sinod a luat hotărârea de a se prăznui Sfintele Paști la 31 martie, adică 9 pascalie. De atunci, primul care a luat poziție, în iulie 1928, ce e cu data Sfintelor Paști, dificultăți bisericești, Nae Ionescu. Urmează, o să prezint mai pe larg, dar până în decembrie 1928, dar confuziile, ezitările, o să vedeți că nu doar Nae Ionescu, dar prin cotidianul său s-au făcut cunoscuți, auziți, mulți dintre actori importanți, dacă vezi, ai arenii cu publicului de verice. Agitațiile. 7, 24 ianuarie 1929. Confruntări, strategii argumentative, revocări, intervenții, interferări și complicații, evident, limpezirile. Le vom prezenta punctual. Dificultăți bisericești. Ce e cu data Sfintelor Paști? V-a prezentat deja și colegul meu aspecte legate de acest prim articol. O să dau și eu lectură câteva pasaje. Biserica noastră, asta pentru a înțelege poziția lui Nae Ionescu. Foarte frumos a subliniat colegul meu timpul la care ne raportăm noi acum și ce însemna Nae Ionescu din acești ani. Da? De ce fac acest apel la, la această receptare? Pentru că, vedeți, receptarea aceasta post-evenimențială ne face pe noi foarte ușor să apelăm la etichetări, la Nae Ionescu. Da, de extremă dreaptă, legionar, ia uite, cum să aducem în un argument care să fie valid când, iată, el s-a decredibilizat. Atenție, noi vorbim despre iulie 1928. Ce spunea Nae Ionescu? Biserica noastră e sortită să treacă prin tot felul de greutăți. Sunt unele ridicate prin amestecul politicii de partid între vile eclesiastice. Sunt altele provocate de penetrațiunea spiritului laic și de pierderea simțului tradiției și al canonicității vieții noastre bisericești. Dar sunt chestiuni care nu, în niciun fel, care nu au niciun fel de legătură cu influența lăturalnică și care, dacă pricinuiesc greșeli, e pentru că au fost la timpul lor suficient studiate. O asemenea problemă e cea a datei la care se vor sărbători Sfintele Paști în anul 1929. Mai însemnează că vom sărbători Paștele înaintea Paștelui Evrești, ceea ce contravine în chip expres și adevărului istoric, așa cum este el înregistrat în Sfintele Evangheliei și hotărârii explicite a Sinodului de la Nicea, care stipulează că niciun caz data Paștilor nu se poate fixa înainte de Paștele Evrești. Iată, Nae Ionescu, da? Primul articol. Canoanele. S-a pomenit aici faptul că Nae Ionescu și-a adus alături prima elitele, dacă vreți, ei deja se anunțau, își anunțau potențialul, da, tinerei generații, dar care erau instruiți teologi. Paradoxul este că doar unul dintre aceștia era și absolvent de teologie, și anume George Racovean.
Vedeți că următorul pe care l-am pus acolo, pentru că aceasta este cronologia pe care am constatat-o în urma lecturii ziarului Curentul, este George Racobat. Vedem pe tema canoanelor mai multe titluri. De unde a pornit, de fapt, odată că erau extrem de atenți asupra respectării dogmelor, canoanelor, asupra pulsului, chipului spiritual al vremii. Și au avut o influență masivă în, în această direcție. Și apoi, vedeți, la un moment dat, în 6 august, canoanele cu semnul întrebării, semnat de Părintele Constantin Dron. Pe acesta era susținătorul, proaspătul susținător, așa, și doctor în teologie a Facultății de București, pe o temă care le-a stârnit interesul, și anume valoarea actuală a canoanelor. L-au considerat subversiv. Valoarea actuală a canoanelor? Păi cum? Canoanele? No. Da? Până și titlul le-a atras atenția. Au citit cu atenție teza de doctorat a Părintelui Constantin Dor. Și au făcut o recenzie. Cine? George Racobeanu. Este acela, da? Și vedem. Canoanele urmează răspunsul, da? Părintelui Constantin Dor, care încearcă să susțină, chiar este o încercare, da? Să susțină valoarea argumentelor pe care le-a adus în teza sa de doctorat. Trebuie să subliniez aici că Părintele Constantin Dor era un intelectual ce se bucura de aprecierea și a profesorilor din Facultatea de Teologie și chiar era din Sfântul Sinod. El, de altfel, să știți, când avem revizuirea canoanelor la Ionescu 22 septembrie, când a fost numită în cadrul Sfântului Sinod o comisie care se preocupe de revizuirea canonelor, a făcut parte, a fost numit în această comisie. Prin urmare, era o personalitate, da, vizibilă, puternică. Răspunde din nou Părintele Constantin Dron, George Racobeanu, pe după canoane, aici este chiar un răspuns acid. Urmează problema canonelor, problema canonelor, unde își dă măsura valorii sale de titrat teolog George Racobeanu. Ce o să citesc un singur fragment. În ultimul timp, asta ca să vedem ce se întâmpla în 1928, da? Atenție! După 14 mai, când deja spiritele erau agitate. Am spus ce s-a întâmplat în 14 mai, care a fost hotărârea. Spun așa, în ultimul timp s-a vorbit mult despre canoane. Lumea știe acum că nu e vorba nici de tunuri, nici de metanii sau alte nimicuri expiatoare, ci de hotărâri luate în sinodul asistat de a treia fața Dumnezeului. Și de aceea în biserica noastră ele au autoritate de scriptură. De multă vreme însă aceste hotărâri ale părinților bisericii sunt călcate în picioare. De aceea care nu de cei care au însărcinarea să vecheze la respectarea lor, din care cauză? Întrebarea dacă ele mai sunt sau nu obligatorii pentru vremurile noastre a fost mereu de actualitate. Bun. Am pus să ne uităm puțin la cei care semnează aici, în această primă etapă. Am pus să vedem, vedeți, e expozițiunea, dacă vezi, preambulul, cum anume a crescut acest conflict, ce s-a întâmplat. Vedem agitații pe tema calendarului. Practic, ce s-a întâmplat acolo? Au venit la Naia în spas un grup de țărani care erau extrem de agitați, de nemulțumiți, nu înțelegeau cum preotul lor nu este preot bun. Pentru că le spune că s-a schimbat data prăznuirii Paștilor. Nu există așa ceva. Să vă duceți la ministrul cultelor. Să schimbați situația. Erau revoltați. Agitați. Nu i-a plăcut acest lucru. Lui, și îl acuzau pe cine, credeți? Pe cel care a condus acea ședință. Așa cum am spus, nu a fost
președintele Sfântului Sinod, în 14 mai, nu a fost Patriarhul Miron Cristea, ci a fost... Da. Pentru că știm care este situația. Și bineînțeles că acum Mitropolitul Pimen devenise primațit. Din cauza lui se întâmplă acest lucru. Credeam că am scos și aceste și dat pentru a vedea cât de atent este Nae Ionescu și cum la fel, da, un stătean din fundul Moldovei m-a cercetat acasă. El îmi aduce o petiție semnată de câteva sute de oameni pe care trebuia să o prezint ministrului cultelor și prin care creștinii cer ministerului nici mai mult, nici mai puțin decât să-i lase să-și prăsnească sărbătorile după stilul vechi. Voi prezenta, desigur, petiția domnului ministru Lepada. Pentru liniștea creștinilor, da? La Ministerul Cultelor, unde am fost să mă interesez de chestiunea agitației pe tema calendarului, agitație pe care marea majoritate a publicului o socotea închisă, mi s-a lămurit că asemenea petiții, ca cea de care scriam numărul de ieri, sunt cu zecile depuse la minister, iar semnăturile sunt deja de câteva mii. Oamenii nu pot să fie creștini decât dacă fac parte din comunitatea creștină. În afară de biserică nu există creștini. Asta este clar. Și e anume creștin acela care urmează tocmai hotărârile bisericii. Eu de ce spune Nae Ionescu? La noi în ortodoxie, capul bisericii, păzitorul sfintei așezări dumnezeiești, îndreptătorul credincioșilor e Sfântul Sinod. Sfântul Sinod are dreptul să hotărască în împrejurările litigioase ce e credința pravoslavnică și ce nu e. Iar ceea ce hotărăște Sfântul Sinod este lege pentru credincios. Asta spunea, da? Da, Ionescu, acum. La hotărârile Sfântului Sinod nimeni nu are dreptul să se împotrivească, pentru că atunci calcă legea. Cu ce drept declară atunci sătenii din nordul Moldovei că ei nu merg la biserică în zilele de prăznuire după noua așezare a calendarului pentru că strică legea? De când au ajuns în biserica pravoslavnică credincioșii să se ridice pe căi de fapt împotriva unei încheieri a Sfântului Sinod? Cine are, în afară de interes politic, s-a pomenit, da? Interesul de a introduce în biserica noastră aceste atitudini protestante? Credincioșii? Credincioșii nu. Credincioșii aceia sunt niște bieți rătăciți, înșelați în buna lor credință, purtați pe drumurile primejdioase ale răzvătirii împotriva bisericii, fără să-și dea seama că actele lor îi pun în bătaia lepădării de comunitatea credincioșilor și fără să gândească la păcatul de moarte în care cad. Credincioșii trebuiesc, deci, lămuriți. Așa cum am arătat-o prin graiul episcopilor, dar în același timp trebuie începută o contraofensivă care, între altele, să stabilească cine sunt agitatorii și în al cui interes lucrează. Iată, care a fost, de fapt, intenția acestei campanii? Să lămurim aceste aspecte. Bun, obiecție la articolul discuțiuni, vede un creștin ortodox, de fapt era un profesor de la Facultatea de Teologie, deocamdată nu știu cu exactitate, prin urmare nu pot să aduc în spațiul public, și vedem, publică, primul, data prăzmirii Sfintelor Paști, deci spun că era un profesor de la Facultatea de Teologie, probabil și că și preda dreptul canonic, își fundamentează argumentele pe această filieră, argumentele sale sunt foarte bine documentate din punct de vedere canonic, da? Și este extrem de acid. Vedeți că asta se întâmpla în 1928, da? Data prăzmirii Sfintelor Paști, apoi obiecție la articolul discuțiunii jurul datei Paștelor, semnează iar un Iran ortodox și apoi din 1928, tonul este ca dreptul vehement și poartă o polemică cu profesorul George Popescu, destul cu șovoiala, opriți-vă, tot contra datei Paștelor din 1929. Încheiere, Pascalia Românească 1, Pascalia Românească 2, George Racoveanu. Pascalia Românească 1, George Racoveanu asta face, lămurește.
explică în ce situație grea se afla, de fapt, Sfântul Sinod și justifică de ce aveau nevoie de o anumită racordare cu calculele astronomice ale vremii. Explică, aduce în spațiu public raționamentul științific de la care s-au revendicat sinodalii. În Paschalia Românească 2 spune de ce nu trebuie biserica să țină cont de acestea și care este firescul în care trebuie să se înscrie. În ultimul articol pe care l-am reprodus aici în 3 decembrie, Nara Ionescu îi face un portret excepțional lui Tit Simedrea. Am vrut să subliniez acest aspect pentru că să știți că și Tit Simedrea era un om cu o viziune extrem de largă, un intelectual, un titat teolog care era racordat în acest dialog ecumenic al Bisericii Ortodoxe Universale. Am să trec mai departe, că agitații, da, deja trecem la etapa 2. 7 ianuarie, apar deja articolele care, ce credeți, agitații? Mari, în rândul poporului. Evident că primele unde puteau avea loc decât în Basarabia, da, în Moldova, în unele regiuni din Muntenia. Evident că era epatia lui. Mitropolitul Gurie trebuia să ia act, să realizeze cum anume poate preveni escaladarea acestor agitații. 11 ianuarie 1929, Biserica Ortodoxă din Basarabia, atenție, depune un raport. Unde? Sfântului Sinod, Părintelui Patriarh. Vreau să subliniez aceste aspecte pentru că o să vedeți că ulterior Mitropolitul Gurie a mers la alte foruri. În acest moment a mers acolo unde trebuie. Da? Sfântul Sinod, Părintele Patriarh, contestă caracterul definitiv al hotărârilor din ședința sinodală de la 14 mai 1928 și considerentele pe care le aduc pe tapet sunt următoarele. Nu au fost luate cu consensul tuturor vlădicilor. N-au fost toți pe față. Nu s-a respectat solicitarea unora dintre vlădici de a se amâna definitivarea problemei pentru altă ședință de la care să nu lipsească niciun vlădică. 3. A lipsit prea fericitul patriarh, deși s-au dezbătut chestiuni de vitală importanță pentru biserica, aveau dreptate. Erau chestiuni de vitală importanță. Așa. A devenit în alta Sfințitul Gurie un răzvătit pentru că a făcut acest lucru. Din nou, atrag atenția, sunt citate din cele două ziare. Conflict grav între Mitropolitul Gurie, Sinod și Patriarhie. Pe ce se mai bazau aceste titluri de ziar? Pastorala Mitropolitului Gurie al Basarabiei, prin care le-a pus în vedere preoților din epatia sa, sărbătorirea Paștilor în ziua de 5 mai. Nu la noua data Paschaliei, 31 martie, și nici la data fixată prin adoptarea calendarului gregorian. Adică odată cu Ierusalimul, Alexandria, Constantinopol și celelalte biserici creștine ortodoxe. Dar sigur, asta însemna împotriva Sfântului Sinod. Întrebare. Care? Da? Plana. Se va convoca un subor ecumenic? Aceasta era. Agitații politici. N-avea cum și politicul să-mi dea o replică, pentru că erau agitații vreunul maselor, da? Popoarele. Ieri a avut loc în această chestiune, din nou citate, da? O constituire la Sfântul Sinod, la care au luat parte Mitropolitul Primean al Moldovei, Arhiereul Disimedrea, Vicarul Arhiepiscopiei Bucureștilor și domnul Eduard Mirto, nimeni altul decât subsecretarul de stat, da? Ministerul de Interne. Da? Tulburări în rândul maselor cu Ministerul de Interne. În audiență la Patriarh și la... Da, un paradox a fost în acest citat. În audiență la Patriarh și la Mitropolitul Primean al Moldovei, domnul ministru Mirto, da, deci subsecretarul de la Interne,
a avut de controversat asupra calendarului în legătură cu decizia sinodală de a serva Paștele la 31 martie. Diversă și minunată e fantezia întâmplărilor care pun pe spiritualul subsecretar de la interne, Milton, bănuind înaintea puterii spirituale înarmat cu date și fapte. Da? Deci era un nefiresc. Bun. Agitație în rândul clericilor. Clericilor, scuzați-mă, în rândul clericilor. Într-o mănăstire de călugări din Basarabia, până la 23 decembrie s-a slujit, după calendarul dreptat, v-a prezentat pe larg colegul meu, cât de greu s-a acceptat, știm, da, mișcarea, schisma care s-a produs, da, stilistă. Bun. În seara acestei zile, uitați-vă, vorbesc de curent 1 ianuarie, călugării mănăstirii s-au adunat și au hotărât ca sărbătorile Crăciunului să le facă după stilul vechi. Deci au pus gaz de foc. Călugării au redactat un proces verbal pe care l-au dat starții. S-au răzvătit. Dacă se schimbă și data, da, și am fost păcăliți, pentru că li s-a spus că se va păstra data prăznuirii Sfintelor Paști după vechiul calendar. A, acum, păi nu țin cont de noi. Da? Asta se întâmplă acum. Agitați-vă, nu acesta le am spus. Congresul General al Asociației Generale a Clerului Ortodox din întreaga Românie, sesizat fiind de chestiunea de înalt interes a Bisericii, a dezbătut. Concluzia lor. Cu adâncă smerenie, roagă, pe sanctitatea voastră, înaltea Sfințite Patriarh și pe întreg Sfântul Sinod, să binevoiască, pune din nou în discuție data sărbătoririi Sfintelor Paști, revenind la hotărârea sa din 14 mai 1928, până la înțelegerea definitivă cu celelalte biserici ortodoxe. Atenție! Cine era președintele aici? Decanul Facultății, da, de Teologie vi l-a prezentat. Aseară s-au întâlnit în localul societății ajutorul arterului preoți din capitală, sub președinția Narcopescu-Norești, profesor universitar, spre a discuta asupra fixării datei Paștelor. Părintele Popescu Mălăiești arată că în privința sărbătorii Paștelui, biserica noastră trebuie să țină seama de tradiție, care e temelia ortodoxismului. Sfinții părinți au hotărât să se serveze Paștele în prima duminică după lună plină, după echinocțiul de primăvară și după Paștele Mozaic. Roagă Sfântul Sinod pentru liniștea bisericii să revină la vechea pascalie, până la o hotărâre a tuturor bisericilor din răsărit. Se întâlnește sinodul, da? Ședințele. Atenție, pentru că are loc aici o nedumerire, imediat o să vedem cum s-au petrecut lucrurile. Într-o zi, lucrurile mergeau spre o direcție și lucrurile păreau spiritele calmate, pentru că a doua zi să se răstoarne, lovitură de gard. 23 ianuarie, ora 10, s-a oficiat un tedeum la Patriarhie, la care au asistat aproape toți înalții prelați. Ora 11, s-au întâlnit în Palatul Sinodal din Curtea Bisericii Antic. La ședință au luat parte și domnii Aurel Vlad și Sacu Brădiștean, ministru cultelor și secretarul general al acestui departament. A prezidat, sudați-mă, mitropolitul Pimen al Moldovei și urmează mesajul legat. Deci, iată, toată pompa. Bun. S-a numit o comisie. E foarte importantă componența acestei comisii, pentru că v-am spus, lucrurile păreau că merg către anumită direcție. Păi, uitați-vă, ce lucra în această comisie. Păi, n-am presimțit mitropolitul Gurian Vasarabiei, preasfințitul Hid, vicarul Patriarhiei, preasfințitul Grigorie, vicarul Mitropoliei Moldovei. Nu? Deci, cumva, nu se dă. Bun. Ora 16. Membrii Sfântului Sinod s-au întrunit în sala de recepție de la Patriarhie pentru a discuta chestiunea stabilirii Paștelor. A prezidat, da, venise, da, Patriarhul Miron Crista, Mitropolitul Gurial Basarabiei, a prezentat raportul comisiei în sensul revenirii la vechea pascalie. Biserica să-și urmeze cursul ei indicat de canoane, fără să se lase influențată de calcule științifice. În 4 ore, da, au durat aceste dezbateri, aceste polemici. Pe de o parte, cumva paradox, am spus, dar argumentele de natură științifică erau contrabalansate de
argumentele legate de predanie, de canoane, de practicile bisericești. Aici îi amintim pe preasfințitul Visarion, episcopul Botinului, preasfințitul Justinian, episcopul de Judecata Albă, vieții mele. Vine și o propunere împăciuitoare. Ziarul ne spune din partea cărui clădică, da? Sună astfel. Unul dintre chiriac a intervenit cu o propunere medie între cele două extreme. Hotărârea Sfântului Sinod, luată la 14 mai 1928, este infailibilă și imutabilă. Însă, avându-se în vedere că suntem singura biserică ortodoxă care am căutat să împăcăm practicile religioase cu prevederile științifice, s-ar putea să amânăm punerea în practică a acestei hotărâri pentru un an sau doi. În acest timp, Paștele s-ar prăznui după vechea Pascalie, iar Sfântul Sinod al Bisericii noastre autocefale ortodoxe ar avea vreme să intre cu celelalte bisericile de răsărit ca de comun acord să ia o hotărâre definitivă și generală. Bun. 24. A doua zi. Ora 16. Reîntrunirea membrilor Sfântului Sinod, evident, în sala de recepție a Patriarhiei, aceeași ordine de zi. Au luat cuvântul Patriarhul, Preafericitul Patriarh Miron, Mitropolitul Nicolae al Ardealului, Preasfințitul Bartolomeu al Trâmnicului. Acum, după, numai dacă am spus aceste nume, după prezentarea colegului, este clar în ce direcție s-au dus toate aceste prezentări. Ce au arătat ei? Data Paștelui la 31 martie e valabilă, științificește și canonicește, corespunde canonii. Da? Corespunde calendarului dreptat și e conformă și cu hotărârile sinodului de la Nicea, fiind așezată între 23 martie și 25 aprilie. Hotărâre. Paștele va fi prăznuit la 31 martie. S-a redactat apoi textul de respectare a vechii hotărâri de la 14 mai, prin care se stabilise Paștele la 31 martie. Textul a fost semnat de unanimitatea prelaților. Să știți că inclusiv această amenințare a existat la un moment dat în cadrul acestei ședințe, care, iată, a ajuns în presă, că doar de acolo avem aceste date, și anume că cei care nu sunt de acord și nu respectă decizia Sfântului Sinod, care până la urmă nu făcea altceva decât să fie întărită, asta făceau. Se respectă decizia din 14 mai 1928, când dea demisia. Bun. Da? Deci semnat textul de unanimitatea prelaților prezenți. Domnul ministru Aurel Vlad, evident, facultelor, care era prezent la cele discutate, a fost rugat să ia măsurile necesare pentru respectarea acestei hotărâri definitive. Da. Am trecut la etapa a treia. Am văzut, da, mișcările maselor, încă din 1928. Da, acum vorbim de proporții alarmante. În arena publicistică, deja discursul polarizat. Avem pe de o parte o cameră de presă ale Bisericii Ortodoxe, da? De altă parte avem publicațiile laice, da, de prestigiu. Consfătuirea ale membrilor Academiei Române, prelegerea ale eterogenelor asociații clericale sau grupuri parlamentare. Da, aici aveam mai ales după asta revenitor. Ședința ale simplilor săteni. Deci, iată, dezbaterea ajungea până, da, la cuvintea toate nivelurile. Campania de la cuvântul. Ce face Naionescu? Colaborează cu, pe acest subiect cu membrii primului ASCR, da, Mircea Putărescu, Sandu Tudor, Paul Stelian, George Racoveanu. Campania de la cuvântul. Articolele în Tipor Primic sunt completate chiar de cele ale directorului cotidian Mafișecaru, dar și de Atanasiu, Lorin Popescu, Cezar Tătescu, da, până și Tudor Aghezi. Aici trebuie să fac o remarcă, și anume, Tudor Aghezi nu a trimis textul celor de la Curentul pentru a-l publica. Nu, cei de la Curentul au luat acest articol din, el avea o revistă, Bilete de Papagal, unde a făcut o recenzie astră textului pastorale care fusese da, publicat pe 6 februarie. După
6 februarie, să știți că, din nefericire, acea pastorală a atras și mai mulți cei care erau nehotărâți. Da? Uite cum a fost în adevărul. Din lumea intelectuală, laică, care până la urmă nu era atât de atentă la aceste detalii teologice, au fost revoltați, clătinați, așa, în credința lor, de anumite aspecte care au apărut în această pastorale. Așa cum m-a spus și colegul meu, a fost redactată de Bartolomeu Stănescu. Ramificațiile dezbaterii scena politică. Vasile Godiș, fost ministru al Curtelor și Artelor în guvernul Arderescu, pledează în favoarea membrilor sinodului. Din avea cum altfel. Am explicat. Da, e aspru criticat de Nae Ionescu. Bun. Prim-ministru Iuliu Maniu se afla într-o situație extrem de dificilă. Chiar o misiune imposibilă. El, săracul, gândiți-vă, era și greco-catolic. Partidul său iau decizia că treburile bisericii nu ne implicăm. Aveau deja învățaseră, dacă vreți, din contra-exemplu pe care l-a dat Octavian Goga, care a intervenit autoritar, au închis bisericile, dar nu se mai petrec sărbătorile decât într-un anume fel. Sigur că lucrurile acestea au dus la scăderea prestigiului autorității bisericii. Da? Nu a refuzat să facă acest lucru. Nu. Biserica a luat o decizie, Sfântul Sinod, vom respecta ceea ce au spus. Bun, v-am pus aici nota bene, nu cred că mai este cazul să o citim, că deja a spus-o colegul meu, și anume faptul că și Nae Ionescu și Nichifor Crainic speculau faptul că această controversă și ceea ce s-a întâmplat acum, mai precis o să vă spun ceea ce au scris acolo în ziare, păi un ministru, Ionel Brătianu, este acela care i-a dat lui Pimen o sarcină, trece odată la calendarul îndreptat pe nou, ce-i făcut și cu data Paștelor, da? Nu a fost patriarhul, era plecat din țară și atunci s-au precipitat lucrurile și s-a luat această decizie negândită, privită. Revocări și intervenții intra- și extra-ecleziale, intervenții intra-bisericești. O declarație senzațională a prelaților la Saraveni. 7 februarie. Da. Aici. Ce fac relații basarabeni? Cei trei chiriate basarabii, Gurie, Visarion și Iuzinian, atenție, nu recunosc semnăturile pe enciclica Sfântului Sinod. Oh, cât de emoție! Considerând chestiunea schimbării pascaliei, afirmă cei de interați, mai mult din punct de vedere bisericesc, liniștea obștrească și mângâierea sufletească și nu numai științific, în ședința din 24 ianuarie, atunci când s-a hotărât fixarea datei Paștelor definitiv la 31 martie, am făcut opinie separată, care a fost citită în ședință și semnarea procesului verbal s-a făcut cu această mențiune. A doua zi am cerut ca în cartea pastorală să se amintească că se dă chiriatilor basarabeni îngăduirea de a face și admite clericilor să mângâie poporul basarabii pe ziua de 5 mai. Consecințele denunțării semnăturilor în fals pe cartea pastorală. 8 februarie 1929. Deci eu avem pe 7, nu se putea atunci convoca. A doua zi, tot sinodul era de față. Era de o zi pe alta, pentru că era foarte grav. Da. Ședința Sfântului Sinod, la orele 1 și 10 minute a sosit la Sfântul Sinod în altra simțitul patriarhul recent, Miron Cristea. După un schimb... Așa e corect. Da. Nu este prea fericitul. Da. Prea fericitul a fost de la Patriarhul Iustinian. Da. Până la el au fost în alt preasfințiți. Da. După un scurt schimb de cuvinte între în alt preasfințitul patriarh și mitropolitul primen al Moldovei, cancelaria sinodului, în altul patriarh a intrat în sala de ședințe unde era așteptat de toți membrii Sfântului Sinod. Timp de 40 de minute s-au cercetat toate posibilitățile de a se găsi o formulă de păciuire. Care a fost soluția?
Paștele va fi prăznuit de două ori. Paștele va fi sărbătorit oficial la 31 martie în toată țara. Acolo unde însă credincioșii vor cere să se încăduie oficierea de servicii divine pentru prăznuirea Paștelor la data de 5 mai, să nu se facă nicio împotrivire, nici din partea clerului, nici din partea autorităților. E, sigur, următorul titlu, păi scrisoarea pastorală este aceea din 6, da, care v-a spus la stămit, este anulată, da? La două zile, diferență, da? O zi, dacă să nu sunt pe ele. Sigur că urmează o nouă campanie de lămurire. Agitația cincimaiștilor e apropo. Apatitul, secund. Delegații de la turnul Măzurele Capitale. Deci atenție, nu a fost doar o mișcare din Basarabia. Acum, dacă tot s-a creat posibilitatea, toți voiau să prăznuiască toți. Exagerăm, sigur, dar erau foarte, foarte mulți. O nouă adunare ortodoxă la Craiova, din eparhia Preasfințitului Neculae al Sibiului și așa mai departe. Situația în capitală. Doamnele române, trebuia să spun și despre doamne, constituite în Asociația Patriarhul Minor, au hotărât aparent cu intensificarea propagandei pentru întoarcerea la ortodoxie, să adreseze arhiepiscopiei Bucureștilor cu memoriu, cerând să se afecteze prăznuirea adevăratelor Paști, câteva biserici din capitală unde slujbele să se așeze pe data de 5 mai. 23 februarie, revocarea hotărârii Sfântului Sinod de la 8 februarie. De ce? Hai, să înțelegem. Deja era scăpat de sub control acest fenomen. În toată țara, în România Mare, curgeau petiții. Toți voiau să se petreacă. Preoții erau puși într-o situație imposibilă. Dezlegarea din arena publicistică interbelică. Cerem intervenția guvernului. Naionescu, care până atunci da, taxase drastic acest lucru, intervenția guvernului. Șeful bisericii basarabene declină răspunderea liniștii religioase în Basarabia. În alta simțită sa mitropolitul Gurie s-a văzut silit să facă apel spre a atrage atenția asupra gravității consecințelor rătăciei sinodale la cele mai înalte foruri în stat. Astfel, inițial ați văzut unde s-a dus acum, ia uite. În alta simțită sa s-a prezentat ieri domnului Iuriu Maniu, președintele Consiliului, și apoi a alcătuit un memoriu pentru regență, în care își expune situația critică de șef al bisericii basarabene, neputându-se supune sinodului contra credinței și poporului pe care îl păstorește și neputându-și trăda credința și poporul de hatărul sinodului. Domnul doctor Lupu a prezentat cum a apărut domnul doctor Lupu, da? Fiul de preot care știa la Ionescu, așa a fost concluzia. Ce trebuie să facem? Intervenția guvernului. Cum? Păi aduce un politician care să ducă argumentele noastre în cameră. Deputatul de Fălciu e încredințat astăzi că hotărârile sinodalilor au aruncat țara într-o grozavă tulburare și că e imposibil ca Paștile să nu se prăznuiască la 5 mai. Iar pentru obținerea unui rezultat, a hotărât să adreseze o interpelare guvernului și anume primului ministru și Ministerului de Interne pe tema datei Paștelor. Complicații. Atenție, când vorbesc de complicații, deja iau că suntem în etapa 5, vorbesc de repercusiuni în relațiile bisericii noastre cu celelalte biserici ortodoxe. Oficiosul sinodului polonez amenință cu ruperea relațiilor. Punctul de vedere al bisericii ortodoxe polone este că cele ce se petrec în România nu ne pot provoca decât îndoieli. Hotărârea prăznuirii Sfintelor Paști împotriva pascaliei ortodoxe se prezintă fără îndoială ca o măsură greșită, nespus de primejdioasă. Sfântul Munte al Atosului ne socotește eretici. Se rup mânăstirile de patriarhia română. E, cine credeți că era autorul? Cu cine comunicau? Cu Sandu Tudor, de la Curentul, din 6 martie. Agitația se întinde în țară, ia forme decisive. Constituirea comitetelor de apărare a ortodoxiei, tipărirea unui calendar pentru folosul credincioșilor, evident, da, se iudești. O întâmpinare către toate patriarhiile răsăritene. Deputații basarabeni se asociază la interpretarea domnului doctor Nicolae Lupu. Ei, și iată, mai apare și un amănunt senzațional. Un amănunt senzațional în această privință de care aflăm abia acum.
Este existența unei pastorale corectată de propria mâna patriarhului în favoarea datei de 5 mai. V-am atras atenția că a existat o inconsecvență între cele două zile? Această pastorală în vederea sesiunii din ianuarie a fost dosită de sinod după hotărârea de la 24 ianuarie, fiind înlocuită cu pastorala de pomină a lui Bartolomeu Stănescu. Preasfințitului, 10 martie, audiența domnului dr. Lucru la regență. O lecție. Biserica greco-catolică. V-am atras atenția, da? Primul ministru greco-catolic. Cum au reacționat ei? Atenție, putea să fie și un alt diplomat, dar care punea o presiune și mai mare asupra Sfântului Sinod. Îndată ce Sinodul din București a hotărât la 24 ianuarie, ziua de 31 martie, ca data prăznuirii Sfintelor Paști, uniții s-au întrunit și au adoptat și ei această dată. Nesiguranța de atitudine a sinodalilor noștri i-a surprins. Iar când au început balansările, 31 martie, 5 mai, 31 martie și așa mai departe, soborul episcopilor uniți a fost din nou convocat. Sigur că au existat și aici discuții. Și cu toate acestea, la ce concluzie au ajuns ei? Dar fiind că elementul național a fost întotdeauna îndreptat, atenție, ce concluzie, da, adică pentru noi nu prea era, a fost întotdeauna îndreptat în viața bisericii greco-catolice, această biserică nu se simte definitiv legată de data de 31 martie, pe care de altfel au stabilit-o numai ca să fie la fel cu toți românii, și că sunt gata să renunțe la ea. Dacă biserica ortodoxă izbutește până la sfârșit, să se pună de acord asupra datei de 5 mai. Da. 14 martie. Ce vedeți? Intervenția domnului profesor Iorga Nicolae Iorga la cameră. De ce? Prezintă scrisoarea unui episcop. I-a scris un episcop din vechiul regat. Nu mai puteam. Când am propus, spune el, în chestiunea dezbinării religioase să se atine unul din forurile superioare bisericești, propunerea mea nu a fost ținută în seamă. Deși sunt convins că aceasta era propunerea cea mai bună. Ei bine, astăzi vă pot spune că un episcop, episcop din vechiul regat, împărtășește această părere. Și dă citire integrală, sigur, eu aici nu o să vă dau decât un fragment. Mai presus, ce spunea episcopul? Mai presus de ambițiunile omene și de autoritatea sinodului, este pacea în biserică pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul ca cea mai principală problemă înainte de a fi pus pe lemnul crucii. Țin să adaug acum două zile un alt episcop. În alt arhiereu a venit în casa mea și a spus să nu ne oprim pe acest drum. Nu se poate să se serveze în aceeași biserică Paștele la două date deosebite. Nu se poate rupe ecumenicitatea bisericii ortodoxe. Nu se poate lua o hotărâre până nu se va fi primit răspunsul de la celelalte biserici. Lumina neaprinsă de la mormântul Domnului de la Ierusalim nu se poate aprinde după ce vom fi servat noi Paștele. Iată ce a spus atunci acel episcop, da? Evident, le-am citat. 14 martie 1929, Consiliul de la Patriarhie. Ieri, dacă am curent, a avut loc la Patriarhie un Consiliu restrâns, la care a luat parte, în afară de înaltul Sfințitul Miron, Părintele Neculei Bălan, da, Părintele Neculei Bălan, Episcopii Gherontie și Cosma. În cursul dezbaterilor însă, Preasfințitul Neculei Bălan, care este capul insurecției, citat, 31 martie, scuzați-mă, și care a amenințat cu opunerea dealului, a trebuit să afle. Da, deci aceasta era amenințat. Nicolae Bălan era un colos din punct de vedere al pregătirii teologice. Bineînțeles că el era un lider, era extrem de important, iar episcopii din jurul său au susținut poziția sa. Dar ia uite că în această situație, cu ce s-a confruntat? Da? A trebuit să afle că episcopii albeleni nu se prea solidarizează cu preasfinția sa și că, mai ales în urma hotărârii uniților de a prăzni Paștele odată cu toți românii, atitudinea recalcitrantă a mitropolitului de la Sibiu este cel puțin insolită. Da. 16 martie. Domnul profesor Nicolae Iorga merge în audiență la Părintele Patriarh.
21 martie, convocarea Sfântului Sinod. Din bună sorginte aflăm că astăzi se va decide de către înalt preasfințitul Patriarhul Miron, de acord cu domnul Iuliu Maniu, șeful guvernului, dacă sinodul va fi convocat din nou săptămâna aceasta, a fost convocat. E vorba să fie convocat joi 21 martie pentru a rediscuta chestiunea datei Paștilor, intervențiile domnilor Nicolae Iorga, domnului dr. Lupu, pe lângă înalt preasfinția sa, Patriarhul Miron, ca și apelurile câtorva chiriari, se pare la urma fără răsună. Eda, condorirea finală, răzbirea Paștilor, la 5. Limpezit, apucase deja să îi trimită, vi s-a spus deja, dacă cel mai vocal, cel care a ieșit foarte mult în arena publicistică, a fost Bartolomeu Stănescu, cel care a și redactat scrisoarea pastorală. O ultimă lămurire în privința datei Sfintelor Paști. Acum să știți că ea a fost împărțită de Ionescu. Nu avea cum să publice în ziarul său un studiu atât de amplu într-un singur număr și atunci a împărțit în trei în foileton. A publicat în trei numere scrisoarea pe care studiul, o ultimă lămurire în privința datei Sfintelor Paști, iar răspunsul pe care l-a dat Ionescu, semnează de fiecare dată cuvântul, răspuns preasfințitului Bartolomeu, el susține că apărarea patrimoniului bisericesc presupune conlucrarea fertilă a clericilor cu mine. Aprilie 1929, sub genericul Patriarhia Ecumenică împotriva Bisericii Române, apar două interviuri realizate de Paul Stelian. Și Paul Stelian și Mircea Bulcănescu, vă amintit colegul meu, aveau studii în Franța. Era vorba de studii de doctorat. Au luat contactul acolo cu acești teologi de amvergură ruși, care fugiseră din fața tăvălugului bolșevic și care au fondat, ei sunt și fondatori, vedeți, am notat aici, a Academiei Ruse de Teologie Ortodoxă din Paris. Astăzi cunoaștem Institutul Saint-Serge. Bun. Cartașe, Torovski. Nume. Da? Ei se pronunță cu privire la ceea ce s-a întâmplat, oricum se revenise. Aici vorbim de lămuriri. Da? Post. 30 mai, comunicatul Sfântului Sinod. O seamă de articole lipsite de demnitate și de cuvință la adresa bisericii și a erarhilor ei și Sfântul Sinod se vede nevoit să condamne acest abuz săvârșit în numele libertății de presă. Deci am vrut să subliniez acest aspect. Sigur că toată această tulburare a dus la o scădere a autorității, poate a prestigiului Sfântului Sinod, a celor care a compus. Și atunci era nevoie de această ofensivă, de această luare de poziție. 21 iulie 1929, direcțiunea Sfântului Sinod a trimis tuturor ziarelor în cunoștințare, arătând că pentru anul ce vine Sfintele Paști se vor prăznui la 20 aprilie. Ce înseamnă asta? Adică pe vechiul calendar, în ecumenicitate, la oaltă, cu toți creștinii pravoslavnici. Temeie scripturistice și patristice. Nu vă dau decât un citat aici. Paradoxul e sesizat de Nichifor Crainic. Ce spune el? Spune așa. Sandu Tudor, Mircea Bulcănescu și Paul Stelian. Sunt tine publiciști cu pregătire profană. Se vede în ei adânc ardoare creștină de a lămuri și a apăra dreapta credință. Cum? Cu scriptura în mână, cu patristica, cu carmanele. Un semn de bucurie creștină, spune el. Trebuie să remarcăm un fenomen excepțional în legătură cu tulburătorul eveniment al noii pascalii sinodale. Discuția nu însuși fundamentul chestiunii pe care un grup de tineri publiciști au deschis-o în presă. Nu ar fi nimic extraordinar dacă acești tineri publiciști ar fi teologi. Dintre ei însă nu e decât unul teolog, domnul Iacobeanu. Ceilalți nu sunt teologi și acesta e faptul extraordinar. Domnul Mircea Bulcănescu a făcut studii de filozofie, domnul Paul Stelian studii de drept și economie politică, domnul Sandu Tudor a fost ofițer de marină. Cu un talent strălucit și cu ardoare fără egal, tinerii aceștia se încumetă să discute chestiunea Sfintelor Paști în latura dogmatică, în latura canonică, în latura ecumenică și în latura științifică.
Remarcabil e că acești distinși intelectuali cu pregătire științifică și filozofică resping categoric imixtiunea considerentelor științifice în sfera spiritualității religioase. Imixtiune care, în hotărârea Sfântului Sinod, s-a transformat în argument unic și determinant asupra elementelor de pură ortodoxie, neglijate și mai presus de toate remarcabil e stilul în care acești publiciști vorbesc despre lucrurile sfinte ale credinței și ale bisericii în termeni de infinită delicatețe sufletească și împunătoare ardoare evlavioasă. Polifonia strategiilor argumentative. Da? Ce înțelegem? Odată pentru totdeauna, până la urmă, în urma acestor dezbateri. Că Pascalia nu este, n-a fost, nu va fi o problemă exclusiv științifică. Calculul astronomic, isimeria, ajustarea echinocțiului calendaristic, acel astronomic, toate, da? Și este o problemă teologică. Care au fost aspectele teologice ale dezbaterii care au fost aduse în arena publicistică interbelică? Iată, vorbim și din riscuri. Nesocotirea canonelor legate de prăzimirea Sfintelor Paști. Da, vorbim de sinoadele de Anicea, Antiochia, pierderea simțului tradiției prin pătrunderea simțului laic în viața bisericească, căderea în marcionism, da, care e o eroare dogmatică și spirituală, abandonarea continuității fundamentale, nu, față de tradiția Vechiului Testament, schisma, da, ieșirea din cadrul Bisericii Ortodoxe Universale, săbirea iradierii universale a Ortodoxiei, scăderea autorității și prestigiului bisericii prin amestecul politicilor vremelnice, da, de partid. Refacerea unității dogmatice a confesiunilor istorice nu se poate realiza în afara unei oneste, aprofundate dezbateri teologice între toate părțile implicate. Coincidența calendaristică nu poate atrage de la sine unificarea confesiunilor creștine. Vedem comuniunea dintre Biserica Greco-Catolică și Biserica Romano-Catolică. Cine poate să o nece? Dar ei nu celebrează, nu prăznuiesc Sfintele Paști la aceeași dată. Deci, iată, nu este acesta motivul unor eventuale separări. Nedumeriri. Ne-am permis să închei cu o nedumerire. Unitate în diversitate. Nu este acesta motivul Uniunii Europene, l-auzim încă din 2000. Prin care europenii, da, noi ne punem unirea sub semnele păcii, prosperității, acceptând totodată să ne deschidem sufletul către culturile, tradițiile, limbile atât de eterogene ale continentului nostru. Și atunci, permiteți-mi să întreb, cum de menținerea prăznuirii Sfintelor Paști la date diferite a devenit un semn al orientării anti-europene? Nu mai spun și alte titluri. Vă mulțumesc!